Mă doare inima foarte tare. Te cred că te dă, dar cum ai căzut? Din cauza la tocurile astea nenorocite. Ți-am zis, Alisa, să nu le încalzi. Unde te doare aici? Da. Te doare? Gata, nu te mai ating, nu te ating lasă. Dar ce să fac? Unde-i telefonul meu? Să-l sun pe tata. Ai, piciorul meu, ce ai făcut? Ai. 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 Mă doare piciorul meu. Mă doare. Stai, Alisa, stai. Stai, să-l sun pe tata. Stai puțin. Doamne, ce-am făcut tot din cauza mea? Unde-i tata? Ai. Nu. Asta-i mama. Vai de mine, stai că-mi tremură și mâinile. Mai rabdă puțin, te rog frumos, Alisa. Oh, ce proastă sunt. Tu din cauza mea. Te rog, tata, răspunde, te rog. Tata, da, te rog frumos. Rabdă puțin, Alisa, rabdă. Tata. Tata, răspunde, te rog, tata. Alo, tata? Tata, vină mai repede acasă, te rog frumos, tata. Alisa, cu tocurile i-a dat aici și când a dat să meargă, păi i-a căzut jos și acum nu știu ce a făcut la picior, dar mă doare. Alisa a căzut jos, era cu tocuri înalte și când a căzut, păi... La noi, pe covor. În casă a căzut? Da. Eu nu știu cum s-a primit. Nu, tata, serios, spun că nu-i prank, eu nu știu ce să fac, eu tot plânge și nu se oprește. Ai. Ai. Eu, ea a vrut să probeze tocurile mele și s-a încălțat în ele și dansa pe aici, prin hol și nu știu cum, a călcat strâmb și când a căzut jos, pe ea a început să strige direct, ce a zis că o doare foarte tare piciorul și nu poate să calce pe el. Dar mai repede, te rog, tata, mai repede, că eu mă tiem. Da, bine. Hai. Bine, am înțeles. Aha, da, am înțeles, hai. Doamne, tot din cauza mea, Alisa, iartă-mă, te rog, iertică, puțin poți? Te doare? Stai, pune și pe-al doilea, așa, stai să aduc ceva rece din congelator, așteaptă-mă. Stai puțin, stai, nu găsi ceva. Stai, așa, stai. Stai că prea rece. Vai de mine, ce căscate. Așa, stai, mâna mea, așa. Mine trebuie să vină tata, așteaptă. Tata, vine, tata, hai mai rin, te rog frumos. Ce s-a întâmplat? Ia uite aici jos, a căzut, stai pe tocurile alea mari, stai să ți arăt, i-am pus înapoi. Las tocurile și am luat. Uite ce tocuri mari unde erau, ia, vezi? Uite pe ce tocuri mari a căzut jos. Și a zis că o doare piciorul drept, iată, ăsta aici la gleznă, jos. Eu i-am pus ceva rece. Ce doare? Ce doare aici? Da. Ai pus rece? Da. Dar nu știu, poate să mergem la spital, dar dacă și-a rupt piciorul, tata. Trebuie să mergem, să trecem rentgen, să facem. Mă tem, asta tot din cauza mea. Hai, mergem la doctor, dar eu nici nu știu cum să fac. Dar el nu poate să meargă. Hai cu eu în brață și mergem. Atent. Ce am făcut? Alisa, rabdă, te rog frumos, puțin rabdă, bine? Eu merg cu voi, eu tot vreau. Hai, să-mi iau scurtă. Alisa, rabdă, te rog frumos, puțin rabdă, bine? Mergem la spital. Ce am făcut? Asta-i tot normal, Alisa, da? Da? Bine că așa e, dar noi mai strașnic. Doamne, ferești, ce m-a speriat. Dar și voi, Ira, trebuie să fiți atenti, Ira. Tocuri în casă. Dar nu m-am așteptat că cu asta o să terminăm. Hai, dă-ți-mi așezăm aici pe pat. Uite, noi, cum ești patul, m-am strâns. Așa. Ce-a spus doctorul? Odihnă, compres, da? Și două, trei zile și treci. Și calciu. Și piciorul în sus. Las că nu e nimic strașnic. Eu am crezut că e ceva mai grav. Eu tot m-a speriat, Doamne. Bine că nu-i rupt, bine că nu-i nimic. Nici crăpătură. Da, Alisa, asta o să fie pentru noi chiar o lecție foarte bună. Acum trebuie să ai grijă, Ira.
să-i pui compresii aici și peste vreo 2-3 zile... Să calci în ușor, nu poate, da? Păi până ce nu trebuie, o două zile nu trebuie. Dar da, Talisa de azi e să ai dădaca ta. O vrut tocul. O să-ți dau un clopuțel de fiecare dată când vei avea nevoie de ceva, o să faci așa, da, ia ca să-i dai clopuțel și era să fie dădaca ta. Opa, mâncare de toate. Așa, cine o inventat? Păpușii ăștia mă știu din urmă. Bun, eu vă lăs, mă duc. Mai încălțați-vă, păpușii. Da, Lisa, te așteptai că așa o să se primească. Iată, poftim, de la niște dansuri simple la ce s-a ajuns. Vrei ceva, poate? Ți-ai sete? Vrei ceva apă? Da, vreau apă. Bine, bine, dar de care apă vrei? Rece, caldă, cu lămâie, poate cu gheață? Nu, mai bine suc. Suc? Bine, te-am înțeles. Așteaptă două clipe. Ce bine să fii bolnavă. Nu ți-i cald. Stai că să-mi iau puțin aer. Doamne, ce sport bun am făcut. Cum te simți, Elisa? Ha? Nu te doare piciorul? Poate să-mi pun o pernă. Ia stai. Îți ridic așa și al doilea într-o parte să fie mai sus. Așa. Așa. Gata? Ți-i comod? Asta este cu o pătură. O pătură, da. O pătură. Ia puțin aer. Ce sport bun am făcut. Cum te simți, Elisa? Ha? Piciorul? Poate să-mi pun o pernă. Ia stai. Îți ridic așa și al doilea într-o parte să fie mai sus. Așa. Gata, ți-i comod? Asta este... O pătură, da, o pătură. Ia puțin aer. Bun am făcut. Cum te simți? Ha? Poate să-mi iau pernă. Ia stai. Să fie sus. Nu, eu nu vreau să dorm. Nu vrei să dormi? Dar ce vrei să faci? Suc, suc. Ah, vrei să bei? Imediat. Stai să-ți deschid. Așa. Poftim. Bea. Film. Ah, ce? Film? Imediat. Două secunde. Așa. Poate să-ți spun desene animate? Da. Da? Bine.